Bună, ia te rog loc. Bună ziua. Cum ești? Așa, cu piciorul. Of, am observat. Cu ce ți-a afectat viața consumul de droguri? Păi, mi-a distrus familia, prietenii și școala. Am început să iau note foarte mici și eventual să mă exmatriculeze. Și dacă ai putea să vorbești cu tine din trecut, ce sfat ai da? Păi, să nu încep să iau droguri, deoarece m-a afectat foarte mult și mi-a distrus viața. Vreți să auziți povestea mea? Poate vă regăsiți în ea. Sper să nu fie cazul. Mai știi, de pe acolo. Da, e cam... Da. Oricum e cam urât, dar pare să fie n-ai să se pare. Da. Mi s-a... Da, da. Nu știu ce pot de mare să întâlnim. Dar trebuie să vezi. Ce face fetele? Făceau bine până să vii tu. Drăcoasă și frumoasă. Dar am pus ochii pe ea. Dragoș, dar mi se mai spune și Guță. Ia, dar de ce Guță? Nu știu. Așa e porecla mea. Da? Nu, te rog. Nu ți-i frumos, dar nu. Ar trebui să-mi citezi, mă, că să-i... Ia-mă mâna de pe ele. Ce-ai puțin motonel? Ce-i cu tine? Edith, ai să-ți mai faci probleme. De ce faci chestiile astea? Nici nu știu de ce mai stau aici și îți zic chestiile astea, pentru că tu oricum o să înțelegi mereu ce vrei tu. Oricum nu mă interesează de el. Nu te interesează de el, dar nu te interesează nici de tine? Nu. Pentru așa om, dau orice. Ar trebui doar să-ți revin, nu știu ce e cu tine. De asta sunt eu. Asta ești spus. Tu. Asta ești tu. Eu cred că te nu interesează mai mult de el. Nu merită dacă tu zici, da, mă interesează mai mult de ele. Tu te auzi? Tu realizezi ce vorbești? Eu sunt foarte sigur de chestia asta. Da, ești foarte sigur de chestia asta. Da. Uneori ar trebui să te întreb doar înainte să zici unele chestii, pentru că chiar dor. Și nu cred că mă dor doar pe mine, tu dor și pe tine. Super. Super. Nici nu știu de ce mai stau aici și vorbesc cu tine. Îmi pare rău, dar dacă îmi schimb comportamentul ăsta, clientul meu doi nu o să mai fie la fel. Și știi foarte bine. Nu mai vedem noi, fraiere. De ce nu răspunzi la telefon? Lia, trece în spatele meu. Lasă-l în pace, lasă-l în pace sau sună poliție. O, nu, chiar te rog, sună. Lasă-l în pace, vaccinul e scutine la suc. Uite. Îi dau asta iubitului tău. Dacă în 40 de minute nu te duci unde zic, ai pus-o cu mine. Da. Alo? Poliția? Mă numesc Edor Mandache. Am o problemă cu un băiat care mă tot caută să vând droguri, să mă pună să vând droguri. Și aș vrea să veniți până aici să mă ajutați. Vă rog din suflet, este foarte urgent. Bine, mulțumesc frumos. O zi bună. Sus? Da. Bine. Mă întorc imediat, aș până aici. Păi stai puțin, urcăm amândoi? Mulțumesc, e mama acasă, mă întorc imediat. Bine, ok. Ai ajuns. Credeam că ți s-a întâmplat ceva. Stai liniștit. De ce m-ai chemat? Ca să te scap de Dragoș. Mă descurcam, nu trebuia să te îngrijorezi. Ți-a făcut ceva? Nu, dar mă așteaptă jos, trebuie să mă duc. Nu pot să stau și chiar ești un prieten adevărat, dar doar așa scap de el. Bine, ai grijă, dar dacă intervine ceva, mă suni. Bine, te pup. N-a durat mult, nu? Nu te-ai mai schimbat? N-am găsit nimic care să-mi placă. Hai, bine mă, hai să mergem, că e jale cu tine. Unde mergem?
Hai la suc. Ce vă servesc? Am dori două cola, vă rog. Ok, imediat. Mulțumim. Cam mai era. Deci, nu ar trebui să influențeze nimeni. Nu știu, îmi place. Mulțumim frumos. Plăcere. Mulțumim. Le desfac eu? Nu, nu le scurcăm. Nu, mulțumim. Mulțumim frumos. Mulțumim. Da. Și altceva, ce mai zici? La liceu, acasă, nici nu am să mă apuc de dansul, dar am văzut că nu prea e pentru mine foarte așa. Bine, plus da. Că nu prea mai am timp. Că mă preocup foarte mult cu învățatul, înțelegi? Chiar vreau să reușesc. Alo, da? Da, mă, las așa, acum am treabă. Vorbim mai încolo, pa. Ce s-a întâmplat? E, nimica. E legat de droguri? Știi că nu e ok. Chiar vrei să știi? Dacă vrei să-mi spui, eu te ascult. Păi, am avut multe probleme. Anturaje proaste, părinții mei au divorțat, iar eu am rămas doar cu mama. Iar anturajul a fost singurul care mi-a fost mai aproape. De atunci am cunoscut persoane și persoane care, să zicem, că m-au îndrumat să vând. De atunci am văzut că nu mai am nicio problemă, mama e fericită, viața merge bine. Problema era că nu puteam să mă las și asta mi-a stricat tot. Îmi pare super rău să aud asta, dar nu știu, nu ai vrea să mergi într-un program de dezintoxicare? Mama mea lucrează ca psiholog în antidrog, aș putea să te ajut. Nu crezi că mi-ai ceva mai bun? Da, nu știu ce să zic. Este alegerea ta. Eu voi fi alături de tine, pentru că te înțeleg. Probabil nu știu foarte bine cum sunt chestiile astea, dar te înțeleg. Mersi. Mulțumesc de suport. La ora asta se vine acasă? Ce ai, mă? A, mă, că m-am săturat, mă. Una, două, te sun, nu răspunzi la telefon, vii cum vrei tu. M-am săturat, ești un drogat, nu mai pot, nu mai știu ce să mai fac. Te rog eu mult, hai să ne înțelegem cumva. Nu mai, deci nu mai pot. Nu mai, îmi pierd răbdarea, vreau cumva să rezolve chestia asta, pentru că nu se poate. Tu vii când vrei, pleci când vrei. Până când așa? Cât crezi că mai rezist eu? Cât crezi că mai suport eu? Dai din numeri! Nu te interesează, nu-ți pasă! Sunt atâția oameni în jurul tău care suferă! A, las-mă, paci!
poți să fii așa. Da, asta este. Chiar mă bucur că am apelat la tine, adică... Da. Cristina. Nu, nu, Cristina. Oare păi ce facem, Cristina? Mi-e frică, dacă reacționează cumva în momentul în care e la tine. Dar oare ce-a pățit? Trebuie să chemăm pe cineva, nu? Nu putem să lăsăm așa. Păi tocmai. Și pe cine ai vrea să chemăm? Ai baterie la telefon? Oh, cred că mai am puțină. O să sun la ambulanța, Ana. N-am ce bine să fac. Alo, bună ziua. Am găsit un băiat, cred că este inconștient, pe jos. Suntem, da. Puteți veni, vă rog, repede. Ok, mulțumesc. La revedere. A zis că o să vin în maxim 5 minute. Eu te ajutăm aici și... Problema e că nu e nici nimeni. Sper să fie ok și să... Sper să fie doar ok. Îți dai seama dacă... Până vine ambulanța. Sper să vină cât mai repede. Dacă durează mult. Nu o să dureze. Nu, nu vreau să rămân cu chestia asta pe conștiință. Nu, nu rămânem. Se aude, vine. În sfârșit vine. Uf, cât mai are. Le-am spus că este o urgență. Uite, vine. Doamne, în sfârșit. Ce m-am speriat. Da, sunt la spital, s-a întâmplat ceva grav cu el, nu știu încă nimic. Da. Te aștept. Lia, tu ești? Mă, Dragoș? Da. S-a întâmplat, este ok? Nu este deloc ok. Doctorii nu prea dau șanse. Și am luat-o supradă să încercă foarte tare și a plecat de acasă. Posibil să rămân cu un cap la un unghi de picioare, chiar dacă ar fi să-și revină. Mă ne extrem de rost în asta. Nu știu ce să mă mai fac. Ce bine, da, bine, vin imediat. Vă mulțumesc mult, vă mulțumesc mult.
Da, da. Eu sunt mama lui Dragoș, da? S-a trezit Dragoș. Mă duc acum la spital. Da, ajung repede, te aștept. Bine, hai, după, papa. Hai, că s-a trezit. Doar nu mă pot, abia aștept să-l văd. Pe aici stau mereu, mai mulți. Am mai avut pe aici de obicei niște sesizări. Uitați-l, ăsta e. Stai. Și așa ești lovit. Cum te cheamă? Dragoș Cristea. Dragoș Cristea, de la poliție sunt. Ia zi-mi, am înțeles că ați avut ceva altercații, ceva... Nu-i amenințat că... Nu-i adevărat? Nu-i adevărat. A, și el minte, el a venit așa și m-a chemat degeaba pe mine. Păi s-a luat din mine. Scoate-mă ce-i la tine. Dar n-am nimic. Stai, las că știu ce, de obicei. Sigur, ce e? Ce-s asta? Am doar țigări acolo. Țigări, nu? Da. Doar țigări? Da. Am înțeles. Mai bine că sigur are. Știu eu că de obicei, ia uite. Ia uite, și asta ce este? E promoție, ce e asta? La un pachet de țigări îți dă un pliculeț de... Ce ai? Ce e asta? Ce e? Era aici, nu? Da. Am înțeles, da. Știi ce o să facem? O să mergem noi frumos până la secție, da? Și să avem o discuție, să vedem despre situația cu el și cu astea, da? Hai. Iar eu o să te sprijin pe tine, că tu ești lovit, înțelegi? Nu că mi-ar fi frică să fugi, că nu poți să fugi tu. Hai! Ce puțin obțiu? Am avut un accident. De mașină? Nu. Da? Dragoș Cristea, nu? Da. Da. Din Novodari? Da. Aș că nu prea te-am văzut pe aici. Te ții de prostioane, nu? Presupun că știi pentru ce ești aici, nu? Cum nu știi? Consum și vânzare de substanțe psihoactive sau, pe înțelesul tău, droguri. Dar am nevoie de un avocat, nu? Aici e o problemă. Există o, să zicem, o situație mai benefică pentru tine, să zicem, da? Dacă tu urmezi un program de dezintoxicare la Agenția Națională Antidrog, să zicem că poți să scapi cu suspendare, dar va trebui să faci muncă în folosul comunității. O să strângi gunoaie pe plajă sau pe unde, nu contează. Da. Ești ok cu asta? Da. Dacă îți negi faptele, poți ajunge să iei între 3 luni și 2 închisoare cu executare. Problema e că tu trebuie să înțelegi foarte clar că ai făcut să sufere foarte mulți oameni. Foarte mulți oameni sunt îngrijorați de ce faci tu.
Dacă tu ți-asumi singur că vrei să faci chestiile astea și plătești tu pentru ele, bine. Dar gândește-te că pe lângă tine ai familie, ai prieteni, ai cunoștințe, ai o iubită, ai niște oameni care te iubesc și țin la tine. Da. Ești sigur că tu vrei să-i faci să sufere în halul în care suferi la ora actuală, pentru care ei cu siguranță te caută acum și nu știu ce se întâmplă cu tine? Gândește-te bine. Eu îți las timp, da? Îți las timp acum să te gândești puțin. Da. O să mă întorc și vreau să-mi spui ce ai hotărât. Da? Dragoș, ce bine să fie acasă cu familia. Mă bucur mult că lucrurile au intrat normal. Hai, să fim sănătoși. Hai că a venit și pizza. Mi se pare că se descurcă mult mai ok și de atunci. A venit Edi. Ah, la fix ai venit. Hai, vino cu aici. Hai să-i primim și lui. Salut, salut. Bună, Lia. Bună. Hai, și acum să mâncăm și noi să ne liniștim, să ne relaxăm, că în sfârșit am reintrat în normalitate. Da. Uf, Dragoș, a trecut un an, dar în sfârșit ne-am revenit. Tu cum te simți? Mă simt plin de viață, mă simt eu și vă mulțumesc tuturor că ați fost alături de mine. Ne bucurăm că tu ai reușit să ne asculți într-un final. Da. Altă viață. Iată, m-am liniștit și eu, că nu mai puteam. Cu ce crezi că ești mai bun dacă consumi? Crezi că te ajută cu ceva? Răspunsul este nu. Te face să crezi că ești cineva, dar tu, de fapt, trăiești o fantezie ce nu va avea un final fericit. Poți face atâtea lucruri bune cu viața ta. Nu să fii o fantomă printre cei vii. Regăsește-te și încearcă să fii cea mai bună versiunea ta. Așa vei găsi liniștea și fericirea. Astfel vei fi tu, un om mai bun, cu o viață mai bună.